doi sunt de la PSD, unul de la PDL, iar localitatea cu cel mai mare număr de kilometri este Panaj, al PSD. Asta nu ne-a putut să abandonăm proiectul, din contra am colaborat foarte bine și cred că e un câștig pentru toată zona, iar dacă o să stăm să judecăm a cui e, a cui nu e, important e să facem să rămână ceva după noi. Astăzi, practic, s-a întâmplat un lucru care nu l-a mai crezut nimeni. Toată lumea îl pusese undeva pe raftul de promisiuni. Efectiv, s-a dovedit că ceea ce am promis, să știți că e început în 2004 ca promisiune, ca proiect mai de mult, a trebuit ca în sfârșit să fie schimbată administrația județeană, să obținem și finanțarea, pentru că degeaba s-a făcut proiectul, degeaba a fost depus la autorități, așa cum prevede legea, dacă nu a existat și bunăvoință din partea celor și insistență, din partea celor care, la urma urmei, politic au reușit să ducă la bun sfârșit. Trebuie să fim corecți din punctul acesta de vedere.